Nu știu ce să vă prezint, dar vă prezint prima dată. Salutări! Eu sunt Oana. Și eu sunt Florin. Și ăsta este primul nostru vlog de călătorie. Noi suntem în momentul de față în aeroportul din Dublin și plecăm către... Gdansk, Polonia. Polonia, ok, perfect. Și suntem în duty free-ul din Dublin. Dacă vreți să vedeți cam cum arată, este să știți destul de mare. Prețurile sunt destul de ok. Au și oferte, aparent. Nu facem reclamă la Victoria's Secret. Deci, dacă vor să sponsorizeze, nu ne pare rău. Sau, mă rog, ăștia cu un Baileys ceva. Băutură foarte mult aici. Prețurile la vodka. €47, €65. Nu știu exact dacă e cea mai bună. Belvedere, 39, 57. Prețurile sunt ok, nu? Uite-l și pe Florin. Sunt bune prețurile cât de cât. Deci oricum este destul de mare. Hai Florin, zâmbește la cameră. Sunt și magazine de haine aparent aici. Suveniruri. Dacă vreți să aveți și luck. Că desigur, Irlanda este considerată una dintre țările cu foarte mult noroc, mai ales la aur. Asta este una dintre cele mai bogate țări din Europa, sau poate chiar prima din Europa. Nu cred că e prima, dar e una dintre mai bogate. O să și vedem exact ce prețuri sunt și la mâncare. Da. Uite-o aici. Oamenii ăștia au o chestie super simpatică. Ce anume poți să cumperi o apă cu un euro? Pur și simplu iei de acolo sticla. Și nu mai plătești. Nu, o plătești la aparatul ăsta aici. Trebuie să fii... Luăm sticlele, ne facem să plătim aici. Și le și pleci, nu? Ia să vedem a plătit. Plătește? Nu mai plătește. Asta le-a și pleacă. Și am ajuns și în primul restaurant de aici. Au și snacks-uri. Ia să vedem ce mai găsim pe aici. Foarte, foarte multe prăjiturile, patiserie, chestii. Și prețurile. Sunt cam scumpișoare, nu? A, e ok. Ia să vedem. Au și o grămadă de sucuri, de acolo vă cau sandwich-uri. O grămadă de chestii care pot să cumperi pentru, chiar și pentru zbor. E cam peste tot e scump. Da, întotdeauna prețul în aeroport. 100%. Le aduce în uite un cățel. Unde mergem? La Burger King? Unde vrei tu să mâncăm? Burger King. Ia să vedem, eating, da? Eating. Și ce comandăm? Ia, alegeți tu prima oară ce vrei. Mi-au kids meal. Burgers. What's new favorite? Uite, meal. Bacon cheese chicken royal. Asta e fain, mi-am place. E bun? Da. Ok, luăm pe ăsta.
extra nimic nu vrem. Asta ia-ți-l tu, da? Ți-ai luat unul. E bun? E bun, da. Îmi place, ți-a dat foame. Nu-i dat foame. Noi în momentul de față stăm și așteptăm să ni se deschidă poarta ca să putem să plecăm. Unde plecăm? Mergem în Polonia. Și am înțeles că se numește orașul Gdansk. Dacă pronunț Gdansk. Da, nu dacă pronunț bine. Dacă nu, să mă corecteze cine știe. Ești gata de vacanță? Pic obosită. Pic. Pe masă? Sunt gata de ea, da. Mergem să plec. Dar sunt gata de vacanță. Bine, mâine ce pe mare aventură. Ia zi-mi, iubire, unde mergem? Păi azi mergem în Gdansk, dar mâine o să avem puțină treabă. La ce oră aveam programare la restaurant? La ora 2. La ora 2 să mergem la restaurantul Birogarnia, să fim Dumnezeu să mă cheamă, Gdansk. După aia o să ne plimbăm cu bărcut, este la... Pe ce la? Nu știu la. Nu, nu știu la, dar nu mergem. Nu găsesc numele, dar știu că este un lac. E un lac frumos, ok. Un lac frumos, e... Vă zice mai târziu cum se numește și lacul. Vă spun eu când ajungem acolo, direct la. Exact, exact. Are you ready, baby? Yes, I am. Încă un pic. Ce frumoasă este. Hai, baby, sui. Taxi, tu mă unde vrei, oriunde mai duce, știu că va fi ok. Oare mai ești pe mine? Ia, încep. Domnul. Și acum tocmai am trecut de Border Pass în Polonia. Suntem în aeroport, e un pic târziu, este ora 11 și e un pic gol. Un pic mai mult. Un pic mai mult. Noi dar, ne... tocmai trebuie să ne îndreptăm să găsim transport. Transport, încă nu știm cum, dar aflăm. Aflăm în 5 minute cum ajungem și noi în City Center. Am văzut că este un autobuz, este N3-ul. Care teoretic ar trebui să ajungă undeva în centru și ar trebui să fie chiar aproape de cazarea noastră. Uite așa găsim și autobuzul. Mergem pe albastru. Da, iubire? Mergem. Mergem, da? Să vedem dacă trebuie să schimbăm bani. Aflăm imediat. Aparent noi ne îndreptăm spre linia de autobuz. Ne ținem după această bandă albastră. Nu știm dacă merge bine. Nu știm dacă... uite o chestie din aia de... Aba, nu, acolo poți plătești parcare. Nu știm dacă putem să cumpărăm biletul cu card. Da, sau dacă primesc euro, pentru că noi avem euro și... Aici să folosesc... Locul. Deci am găsit... un tonomat care dă bilete și aparent un bilet care poți să-l folosești o singură dată pentru toate liniile, este 1 euro. Și am luat două bilete. Teoretic sunt aproape ca în banii românești, adică e 5 lei un bilet. Și acum așteptăm să vedem dacă vine și autobuzul, că e un pic frigut aici. Noi bilete avem. Uite și autobuzul, că vine și autobuzul. Mergem să mâncăm, gata. De aici nu cred că știu foarte bine engleză. Am întrebat dacă ajunge autobuzul ăsta în centru și teoretic el ne-a zis doar, i-am arătat biletele, am văzut biletele. Și era zis, da, acolo, zis, să le băgăm în aparat să le capseze. Doar că trebuie să ne dezbrăcăm să vedem cum o să reușim noi să ne dăm jos la stația corectă. E, o să ne uităm pe GPS. Da, asta e cam singura variantă. Să aveți un telefon cu internet la îndemână, vă recomand 100%. Ia zi, Flori, cum te simți în Polonia? Ai, cam picuț. Avea așa să mă desmâncă. Cam foame. Asta e mâncare. Și ea aterizarea așa să cam... zdruncinată. Ce zdruncinată? Că mai avea puțin și de prăbușeam cu totul. Da. Vedem cum o să... Ok, frumos, e curaj. E un oraș frumos.
Și noi am văzut doar aeroportul momentan. Încă e aeroportul, da, dar e curat față de alte aeroporturi care le-am fost. Corect? De exemplu, prin partea aia din Paris, gen, era mizerie, n-ai. Și în Roma. Mamă, și în Roma ce mizerie era, wow. Deci, în comparație cu Roma și Paris, aeroportul de aici e suficient. Și omul ăsta tocmai a trecut pe roșu. Și ne-am dat jos din autobuz. Pa, autobuz! Bye, bye, autobuz! Hai să vedem unde e hotelul, cât avem de mers pe jos. Ne-am dat jos un pic mai devreme, ca să nu stăm să schimbăm. Și o să mergem pe jos până ne-am la... Ne-am dat jos mai târziu să stăm să așteptăm. Nu, trebuia să schimbăm autobuzul. Nu mai avea rost să mai așteptăm încă 20 minute să așteptăm alt autobuz și să luăm pe jos. Vedem. Deci ați înțeles, da? Eu care știu treaba, eu n-am înțeles. Dar e ok. Da, ideea este că noi mergem pe jos acum. Este o vreme absolut minunată. Uite, mai au și ei luminițe de Crăciun. Dau și artificii. Dau și artificii. Deci, e bine. E bine, suntem bine. Avem aici un peisaj minunat. Acea clădire e absolut minunată. Era frumos dacă aveam zăpadă. Păi ce, că ți-e frig acum? Tu mai vrei și zăpadă? Adică să fii serios. Un picuț. Uite. Fain. Acolo o să mergem probabil mâine. Sunt asemănătoare cu alea din Olanda. Superb, hai să mergem pe acolo. Clădire mare și frumoasă. Și noi mergem înainte. Interesant, zici, cu castel. Da. Hai să vedem cum e. Hai, intră. Intră tu. Aprinde lumina asta. Nu știu de unde aprind lumina asta. Aici. Ce cute. E cute. Ok, am schimbat camera pentru că aia avea două paturi. Și... avea două paturi. Iar eu vreau unul singur. Bă, e simpatică. Hârtie igienică din aia ieftină. Măcar ceaiul e bun. Măcar avem ceai.